Primăvara a sosit. Vor sosi și întâlnirile de tineret pe zona Mureș. Prima dintre ele va avea loc pe data de 14 mai la Biserica Adventistă de ziua 7-a, Târgu Mureș C, începând cu ora 17. Iată care sunt invitații acestei întâlniri. Suntem Cristina și Vasile Vlașin. În luna noiembrie l-am pierdut pe Luca, băiețelul nostru. De atunci trăim momente greu de redat în cuvinte, dar în același timp am învățat lucruri noi și am învățat să acceptăm și noi provocări. Pe 14 mai vom fi în Târgu Mureș, la întâlnirea de tineret zonală. Vrem să împărtășim cu voi atât durerile, dar și încurajările. Până atunci, ne găsiți pe Facebook, pe grupul Părinți Salvatori. Ne vedem la Târgu Mureș! Vă salut cu drag, dragii noștri! Sunt Marcela Sănacă, tatăl Timeei, o tânără prințesă, despre suferința căreia mulți dintre voi ați auzit. Pentru Timeea, timpul s-a oprit la 16 ani. Pentru noi, experiența durerii surde continuă. Înainte ca ea să sfârșească alergarea pe pământul acesta, a dorit să lase un mesaj pentru toți cei care vor dori să-l asculte. În special pentru tine. Ne propunem să ne întâlnim cu voi la Târgu Mureș în luna mai. Vă așteptăm! Sunt Ar. Am trecut pe 26 mai, am fost operat pe creier. Am fost la limita între viață și moarte. Evident, am avut frici, teme. Dacă vrei să vezi cum se vede viața dintr-un alt unghi, te invit în sabatul 2 din mai la Biserica din Târgu Mureș. Pe curând! De asemenea, corul Rapsodia Iubirii, condus de dirijorul Sebastian Cazan, va completa programul întâlnirii cu momente muzicale deosebite. Evenimentul va putea fi urmărit și pe adventistmureș.ro și pe pagina de Facebook Ora Muzicală. Nu ezita să-ți inviți prietenii, colegii și amicii. Ne vedem la Târgu Mureș!